Amenințarea lui Putin în ceea ce privește punerea forțelor nucleare în alertă a continuat să ridice semne de întrebare, motiv pentru care actualii și foști oficiali americani, experți în domeniu, susțin că președintele Putin are ieșiri din ce în ce mai nervoase și că ar putea fi astfel instabil psihic și au făcut o paralelă cu aparițiile publice ale lui Putin de acum câțiva ani față de cele de acum, din dorința de a exemplifica schimbarea lui drastică. Războiul declarat de Vladimir Putin a șocat o lume întreagă. Ludmila Alexandrova, fosta soție a lui Putin, a susținut că liderul rus ar fi înlocuit cu o sosie, după ce acesta a decedat pe data de 15 martie 2015. Totul a pornit într-o seară când Vladimir Putin ar fi stat de vorbă cu fiicele sale și nu s-ar mai fi întors acasă. După dispariția președintelui rus, Ludmila a declarat că a fost amenințată și îndrumată să tacă cu privire la decesul acestuia. Fosta soție a lui Vladimir Putin spune că asasinarea lui ar fi fost foarte bine planificată, iar mai multe sosii au fost pregătite pentru a-i lua locul șefului de stat. O foarte lungă perioadă, liderul politic nu s-a mai afișat în spațiul public. Pentru a ascunde, mari reprezentanți ar fi spus populației că președintele este grav bolnav. Mai multe poze cu vechiul și noul Putin au circulat zilele acestea pe internet. Din poze se poate observa cu ușurință că ochii vechiului Putin sunt mai mari și mai rotunzi, în timp ce ochii lui Putin, cel care a apărut în spațiul public din 2015, sunt amigdalați și are fața mai rotundă. Este bine să menționăm că de-a lungul timpului mai mulți președinți au avut sosii folosite în momentul în care liderii statului ar fi fost în pericol. Momentan nu sunt cunoscute cu exactitate informații concrete cu privire la decesul lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, oamenii nu au ezitat să-și dea cu părerea și să spună că nu seamănă deloc cu cel dinaintea anului 2015.